Hei, bună seara, sunt Silviu Munteanu, reprezentant de seamă și senior de calitate al României needucate. Suntem pe 103.4 FM la Radio 7, suntem și video pe YouTube, dați o căutare pe YouTube, bineînțeles, pe 13 TV, sigla cu pisică neagră, și dacă sunteți și voi reprezentanți de seamă ai României needucate, vă aștept acolo cu un subscribe. Prietenul Alex Vasiliu, om mai presus de orice îndoială, este invitatul meu de astăzi. Stăm și noi la vorbe ca băieții, căci ne știm de ceva vreme și spun că este mai presus de orice îndoială, pentru că am această unitate de măsură. Băi, am băut cu el în cârciumă. Da, am băut împreună în cârciumă și cred că ne și cunoaștem ceva de până 2009. Da. Cred, de la City FM. De la City FM, da, da, da. Deja e în altă viață. Da, au trecut vreo 12 ani de atunci. Tu îți dai seama că suntem atât de vechi. Mă uitam, acum ceva vreme am revăzut, am momentele mele în care mai revăd documentarul cu Motorhead, okay, cu Lemmy, da? Și el zice acolo la un moment dat, I remember times before rock and roll. Așa m-am gândit eu zilele astea că aș putea să le spun într-o zi nepoților mei, Doamne ajută, I remember times before internet. Înțelegi? Suntem atât de vechi, avem atâtea vieți trăite deja și uite, ne-am trezit și în anul de grație 2021 în această situație. Măi, a venit pandemia asta peste noi, a venit lockdown-ul, cum ți-a fost? Băi, a venit, sper să și treacă, cum să-mi fie? Toată lumea este nevrotică, toată lumea este isterică. Mi-ar plăcea să găsim împreună lucruri frumoase. Nu, eu sunt destul de relaxat. Singura problemă pe care o am așa ar fi cu fimea. Dar altfel, nu, pe timpul pandemiei, cam ce făceam și înainte, fac și acum. Am înțeles. Și anul trecut, și anul ăsta, nu foarte multe schimbări în viață. Cred că unul din lucrurile cele mai bune care mi s-au întâmplat este că am recuperat foarte mult somn. Am început să dorm foarte mult și se pare că acumulasem cumva o oboseală de ani de zile, știi? Ce zic? Adică nu e oboseala aia, ok, este seară, mă culc, mă trezesc a doua zi dimineață. Nu, era un tip de oboseală, cred că și la cap, pe care am recuperat-o acum cu foarte multe ore de somn. Adică treceam de la 5-6 ore de somn, în sfârșit am 8. E bine că ai putut să dormi. Și eficientizează capul a doua zi. Plus, mă rog, și ceva mișcare, insistă. E bine că ai putut. Eu în perioada asta a intrat și fiimea la școală. Și micile bucurii ale vieții, micile bucurii ale vieții, da. Toată viața mea mi-am dorit să mă trezesc de dimineață și uite că de data asta chiar mi-a reușit. Ducând copilul la școală în fiecare dimineață, n-am apucat să dorm chiar așa ca tine, 7-8 ore pe seară. Iar seara, la fel, destul de târziu acasă, că dacă tot a fost pandemia și n-aveam voie să mergem pe nicăieri și să ne plimbăm pe stradă așa, noroc cu câinele, că am și un cățel foarte mare, și ne lăsau ăștia să mai ieșim cu animalul, că trebuia să-și facă și el nevoile una alta. Și mai plimbam cățelul, mai mergeam la un prieten acasă, mai beam o bere și uite așa tot ajungeam seara mai târziu acasă și cu somnul mai puțin. Măi, cred că unul din cele mai frumoase lucruri tot care s-au întâmplat în ultima vreme în pandemie este, eu personal am avut mult mai mult timp să-l petrec cu fiimea. Fiimea acum a intrat la liceu. Este o întreagă poveste acolo, este o întreagă situație, colegi noi, care este rock and roll, care nu este, care sunt, cum îi zice, care sunt bombardierii, care nu sunt, am aflat pe surse, da, că altfel stă viața și se vede de la 15 ani, că nu știu ce liceu s-au umplut de, sunt gay și fetele sunt lesbiene. Băi, de unde ați venit, mă, cu asta, Doamne? Plus TikTok, adică Facebook-ul este pentru oameni bine trecuți peste o vârstă, nici nu vor să audă,
ceva Instagram și foarte mult TikTok. Am zis, măi, nu mai stai pe TikTok, că uite, ți arată toate prostiile. Nu e adevărat că feed-ul meu nu e totul cu feed-ul tău. Și dacă te uiți tu la prostii, nu înseamnă că mă uit și eu. Da, eu n-am dat astea cu TikTok, încă nu știu despre ce e vorba, nici fiimea nu știe. Bine, eu și încerc, sau încercăm de fapt, și eu și maica sa, să ținem cât mai mult deoparte de toată chestia asta, Facebook, telefon mobil, YouTube, și să aibă activități de-astea cât mai, cu jocuri, cu, ah, by the way, cu jocuri, acum că mi-am o să aminte, am găsit și am cumpărat, Dacii și Romanii, jocul. Mai există? Mai există Dacii și Romanii. L-am căutat, l-am găsit întâmplător într-un magazin și mi-am adus aminte. Și deci chiar putem să-l jucăm și noi la o bere. Exact, da, putem să jucăm Dacii și Romanii acum. Iar asta cu gheii și cu lesbienele, la 15 ani, bănuiesc că ăștia sunt oamenii care nu s-au integrat în gașca aia care trebuie. Da, nici nu măcar nu știu ce sex au. Dar păi atât. Da, în fine. Măi, vă rog că eu m-am uitat pe niște treburi de alea pe TikTok cu vieții, m-am speriat, Dumnezeule. Deci în zona asta de super, ultra, mega progresiști, cel puțin ce vine din Statele Unite, te crucești. Am aflat cum trebuie să te adesezi o persoană care nu se consideră nici de sex feminin, nici de sex masculin. Ceva cu zei. Zei. Ah, da, că băgaseră aia cu dei și cu nu știu ce, nu știu cum, și au combinat cuvântul, da. Foarte bine. Ce nu este mie foarte limpede este cum o să-și cumpere haine online. Nu că am văzut, era pe, cred că pe AliExpress era cu gender does not exist, da? Un tricou cu gender does not exist și jos trebuia să selectezi male sau female. Ce Dumnezeu măsură porți. Puteau să pună și ei un X acolo ca să fie... Să ai ce să bifezi. Auzi, dar care mai sunt influencerii copiilor de astăzi? Că pe vremea când era, acum câțiva ani, când era fiima mai mică, era Hannah Montana, care s-a transformat în superba Miley Cyrus. Asta că vorbeam, da, ceva mai devreme. Da, văd la fiimea de ceva timp că o ascultă pe Andra Gogan. Nu știu cine este, am aflat și eu după aia întâmplător. Este o puștoaică de vreo 20 ceva de ani care traduce desenele animate. Și are și tot felul, compune piese, scrie, cântă, nu-i tot una, dansatoare. Violeta, era o Violeta. Nu știu cine e Violeta, duce găleata la gunoi, cum ar spune vecinul și cei de la Sarmalele Reci. Da, asta, Andra Gogan și tot felul, și de-astea, tot felul de muzici de-astea, nici nu știu unde să le încadrez. Ultima era asta cu Monkey Dance, Monkey, ceva Justin Bieber, alte piese Justin Bieber, nu știu, niște de-astea, nu le înțeleg, o las în pace, probabil că asta e timpul pentru ele la vârsta ei. Fiimea s-a făcut rockeriță și punkistă, nu eu am făcut-o, s-a făcut singură, ceea ce mă pune într-un mare avantaj. O să stau liniștit încă vreo câțiva ani de acum încolo, pentru că nu este niciunul suficient de rocker sau suficient de punkist pentru în ea. Jurul ei, da, ca să-l placă. Și atunci micile ei frustrări de la 15 ani se transformă, nici nu cred că sunt frustrări de fapt, dar micile ei, cum să spun, relații sociale aduc mie un confort peste vreo... care se va întinde, sper eu, încă vreo 3-4 ani de acum. Bine, acum ai putea să faci cu chipul. Îi implantezi chipul, de unde o fi el, din vaccin, din telefon, de unde o fi, și o urmărești pe ăla. Când se oprește într-un loc 5 minute, hop, te duci să vezi ce caută acolo. La un show era american, era Sean Penn, care povestea de primul date al fiicăsii. Fica avea 16 ani, a venit iubitul. Iubitul nu era un oricare, era un băiat care avea ceva centuri la Shotokan, era campion, da? Și Sean Penn, care e și el un băiat, i-a spus cavalerului: salut, salut, încântat de cunoștință. Băi, atâta te rog să o aduci la 10 acasă, căci dacă nu este la 10 în casă, tot ce-i faci tu ei, o să-ți fac eu ție pormă. În fine, băi, frumoasă viața aveam înainte de internet. Văd că am devenit cu toți nevrutici acum.
Păi, da. S-a făcut o lume mică, s-a împărțit lumea între progresiști și naziști? Nu mai e liniște un nicăieri la mijloc? Da, tot ce înainte de internet. Stăteai, mai citeai o carte, mai citeai, existau ziare. Aveai hârtie, citeai din ea. Acum toată lumea stă pe internet, fiecare spune ceea ce vrea să spună, fiecare cu ideile lui, bune, proaste, depinde ce ți alegi. Măi, ceea ce a fost la începutul internetului, ce învață acum la școală, la TIC. N-ai ajuns încă. N-am ajuns. Nu. Tehnologia informației, da. Învață, știi ce învață? Învață dacă erau CD-uri care puteai, pe care puteai să le copiezi de mai multe ori, ce fel de imprimante erau, toată povestea asta pe care am trecut noi în ultimii 20 de ani, pe acolo. Așa, dar tot internetul ăsta care a fost o treabă foarte liberă și foarte de avantgardă la început, brusc, ușor s-a transformat într-un mare instrument de control, ceea ce a devenit un deranj foarte mare pentru mine. Avem odată cenzura altor opinii pe Facebook, da? Sunt niște boți acolo, niște algoritmi care pur și simplu ne interzic opinii. YouTube-ul tocmai a desființat niște canale a lui Russian Today. Se pare că n-a reușit să le desfințeze pe toate pentru că au zis că vor să desfințeze tot ce este antivaccinare. Ceea ce, sincer, mi se pare un abuz. Adică, băi, nu e ok să ai mai multe opinii? Am ajuns în situația în care avem din nou o opinie. YouTube-ul, trebuie să am grijă ce spun acum, lasă că mă aud pe radio, da, pe Radio 7, dar CNA-ul va monitoriza și YouTube-ul de acum încolo. Este legislația în acest cum e sens? Cu asta cu cenzura? Că cenzura era și înainte de a apărea internetul, era și înainte de revoluție, era cenzură. Dar măcar pe vremea respectivă, cel care te cenzura era un tip. O tipă, avea o formă, îi vedeai, îi cunoșteai, puteai să discuți cu ei. Și cu apucăturile lor feudale. De acord. Acum nu mai ai cu cine să discuți. Adică cine te cenzurează, te cenzurează ce? Un program care are în el ceva care urmărește, vede un algoritm și algoritmul ăla cenzurează, crește algoritmul, depinde ce bagi în el, și el crește și începe să cenzureze. Da, există cum ar veni o comisie de cenzori care hotărăște ce algoritm să se facă. Îți dai seama că nu e... Da, dar cine e acea comisie? E formată din... Știi cum era pe vremea lui Ceaușescu? E ca specialiștii de la noi. Cine-s frate specialiștii? Vorbi cu specialiștii. Cum era? Era pe vremea lui Ceaușescu. Era Gâdea, nu? Sau cum o chema? Care făcea era cu cenzura. Nu mai știu. Da, Suzana Gâdea. Parcă. Aha. Și da, știai cine e? E rudă cu... Nu cred că e rudă și da. Și da, aveai cu cine să vorbești, te duceai, vorbeai, bă, alo, uite, mai schimbăm aici, mai... Acum te cenzurează comisia, cine e comisia? Da, o să ajungem să avem o singură opinie, o să ajungem să avem un singur guvern în China? Ce Dumnezeu să... Prea multe opinii acum nu sunt nici astea bune. Băi, nu e chiar așa. Să nu se certe lumea, hai să fim totuși. Lumea se ceartă și lumea este nevrotică și Facebook este mai nou acuzat de chestii care se știau de ceva mai multă vreme. Și anume de manipulare. Am înțeles că urmează, sau dacă n-a fost deja, că n-am mai urmărit, în Congresul American. Tipa care fusese director ceva la ei, la Facebook. Da, ei, și sau care reproșează Facebook-ului, acum acuză Facebook-ul de faptul că a incitat lumea la ceea ce s-a întâmplat la Capitoliu de curând. Adică îi face vinovați de treaba asta și urma să discuse în congres. Da, și parcă tot zicea ceva și de revolta din Myanmar sau nu mai știu da, ce țară. Da, plus dacă vrei mai avem Primăvara Arabă, care tot pe Facebook sau Primăvara Arabă. Tot așa, da. Adică sunt... Ai văzut, este acest documentar de pe Netflix, Social Dilemma, l-ai da, văzut? Da, am văzut ceva. Adică l-am văzut acum vreo 2-3 luni, da. E acolo o poveste foarte interesantă. Există acea conspirație Pizzagate. Da, aia cu... Da, cu... E o poveste foarte urâtă. Cu mail-urile lui Hillary Clinton și... Nu. Pizzagate e o treabă și mai urâtă, care se pare ar implica-o și pe Hillary. Conspirația spune așa. Există o...
categorie de oameni cu aia cu pedofili și cu... Da, care sunt pedofili și care sunt oameni foarte bogați. Și conspirația merge mai departe încât spune că tu atunci când te duci să faci rău unui copil, da, Dumnezeu își ia mâna de pe tine, ești de sub protecția Domnului și ești un om absolut liber care te... și un întreg ritual care te pune în situația asta. Povestea era cu acești oameni care aveau o pizzerie cu un cont pe Instagram pe care l-am văzut, by the way, și care aveau tot soiul de oferte destul de bizare. Și unde făceau eventual și niște... Era și Tom Hanks băgat în povestea asta, da. Și eventual făceau și niște evenimente cu... Și se spunea că aveau un subsol unde se întâmplau lucruri. Conspirație. Nu știm cât de adevărat este sau nu, cert este că, mă rog, l-avem pe Epstein, care a dovedit că ceva nasol s-a întâmplat, de fapt, dar, nu știu de ce râd, în fine, dar povestea este că... Eu râd la alea, dacă mi-aduc bine aminte, știu că aveau și niște coduri. Aveau niște coduri. Și erau alea, hot dog-ul era băiețel, brânza exact. Era fetiță... Și a fost o comandă de vreo 60.000 de dolari. Cineva a comandat pizza de 60.000 de dolari. Ce era particular cu această pizzerie este că ea era în proximitatea Casei Albe, undeva în Washington. Oamenii care au accesat acest tip de informație în social media, feed-ul le-a umplut și mai multe informații, pentru că așa funcționează algoritmii Facebook, ceea ce a dus la situația în care un om și-a luat arma și s-a dus peste aia în pizzeria respectivă să îi împuște și să elibereze copiii prizonieri de la subsol, pizzeria neavând subsol. Înțelegi? Da, băi, ai și nasol. Sorry, Facebook e vinovat aici, adică indubitabil. Băi, acum ei vor fi vinovați, dar nici nu prea ai foarte multe alternative. Adică în momentul în care astea au ajuns la atât de mulți oameni și e folosit de miliarde de oameni, e destul de complicat acum să scapi de el, să-l închizi de tot. Nu prea, deși by the way, că tot cu închisul de tot, și așa cred că a tras la heblu domnul Zuckerberg cu vreo 3-4 zile, că prea s-au închis toate 6 ore. Șapte. Dar am vorbit cu lumea, lumea a fost foarte liniștită. În sfârșit, uite câte putem să facem, putem să vorbim unii cu alții. Da, bă, dar să tragi heblu așa? Băi, nu știu, cred că cred că a fost o bubă mai mare. Păi aia zic că, totuși, ești Facebook, mă, 7 ore să stai. În toată lumea. Nu e așa că i-a sărit o siguranță. Nu merge. Adică nu cred eu că... Crezi că le-am pușcat cineva? Nu le-am din afară, nu sau? Nu le-am pușcat nimeni. Eu cred că... Chiar a fost eroarea aia de care vorbesc? Nu știu, eu cred că au avut nevoie de niște... Iar de niște date ale oamenilor care au conturi pe acolo. Habar n-am. Cred. Așa cred. Dar ce crezi? Biden s-a vaccinat pe bune cu a treia doză? Există o întreagă discuție aici. Băi, are o vârstă, dacă îi se făcea rău. Băi, acum Biden la ce vârstă are? Mai contează că s-a vaccinat cu a treia sau că se va vaccina cu a patra? Mai nu s-a vaccinat public. Păi public. Pe o scenă. Deci, pe o scenă, acum că suntem la conspirații, lumii. Scenele lumii, a venit una cu NAC și a băgat, sau avea o mână de aia, știi, cum mai erau niște filmulețe, pe, tot așa, cred că pe Facebook sau pe... Nu vezi, că te uiți cu atenție, nu se vede. WhatsApp, așa, știi, mână de aia care și-o pun pe lângă mâna normală și încep să dea din ea și că injectează. S-o fi vaccinat, foarte bine. A dat un semnal. Băi, mă uitam pe o listă de conspirații. Una din conspirațiile mele preferate, bă, o iubesc pe asta, este aia cu The Beatles. Conspirația cu The Beatles este că dacă te uiți la celebra copertă în care cei patru trec strada pe Piccadilly Street în Londra, McCartney este desculț. Și este singurul care este desculț. Și se spune că ar fi desculț pentru că el de fapt a murit atunci. Și acest McCartney este unul care seamănă foarte mult și care și-a tras toate, mă rog, avantajele de a fi Paul McCartney, dar adevăratul Paul McCartney a murit atunci și de-aia este el desculț acolo. Am înțeles. Da, bine, și Iisus era desculț, adică pot să cred atunci că era mort deja McCartney. Mergând așa pe trecerea de pietoni. Da, mă, n-a spus Beatles atunci Lennon, suntem mai celebri decât Iisus. Da. Uite cum se leagă, vezi? Hai, într-o metafizică la care palida noastră rațiune nu are acces. Uite cum se întâmplă
lucrurile, da. Între timp mă uitam la o știre, Tom Anderson. Mai știi cine e Tom Anderson? Băi, Tom Anderson era băiatul, ai avut MySpace? Nu. Ok, dar știi ce e MySpace? Ce era MySpace? Parcă, era tot ceva de asta cu filmulețe. Era tot ceva de socializare, puteai să spui muzici, puteai, așa, mai da, ales dacă erai trupă, era foarte bun. MySpace-ul ăla nu mai știu dacă exista disport între timp, dar băiatul ăsta, uite, când l-a vândut, nu mai știu cui l-a vândut, a făcut 580 de milioane. Foarte tare. 580 de milioane. Da. Ce-și face cu atâția bani? Bă, nici n-ai timp să-i cheltuiești. Nici nu știu dacă pot să număr până la 580 de milioane. Mi-ar lua ceva timp. Ce dracu să fac cu 580 de milioane? Nu știu. Aș pleca. Nu știu. Nu, habar n-am. Nu știu. M-aș duce în Tenerife. Dar nu-i de stat în Tenerife. Nu-i de stat. Nu știu. Atunci aș sta unde stau și acum aș... Nu știu, m-aș duce așa la serviciu, la mișto. Nu știu ce, îi las lufimea, habar n-am ce să fac cu 580 de milioane, nu știu, n-am avut bani. Vezi, mă, de asta nu o să iei, de asta nu o să iei niciodată. Ăștia care, că au, nu, bani, care au bani, ăștia știu ce să facă cu ei, eu dacă nu am avut niciodată, nu mă gândesc. Nu te conectezi la egregorul energetic corect ăla cu bani, pentru că dacă nu o să iei niciodată, nu știu ce să fac. Șacrele mele nu se deschid acolo, că nu au văzut niciodată. Trebuie să le crape cineva, hai mă mai vorbi. Am calculat așa, mi-ar trebui un salariu de 5.000 pe lună, un salariu de 5.000 pe lună înseamnă că dacă lei, ai, nu, de 5.000 de euro, asta presupune o cheltuială de $200, de 200 de euro pe zi, cu 200 de euro pe zi ești împărat oriunde pe planeta asta. Probabil. Da. Nu știu, dar dacă te duci la noi la Mega Image cu 200 de euro pe zi, nu cred că faci treabă. S-ar putea să ai și tu dreptate, băi, să scumpi foarte tare, da. Deci nu cred. Nu cred, m-am dus aseară să-mi iau o... Că tot veni vorba. Și mi-am adus aminte, băi nene, o chestie, o de-asta mică de 100 de grame de așa zise icre, 14 lei. Nu, dacă îți mai e ceva, spun eu că ajungi la 200 de euro repede, îți mai ai 3 beri și s-a adus. Vorbeam cu un prieten și nu vorbeam neapărat de Mega Image, vorbeam de toate magazinele. Plecai cu 50 de lei... Și te întorceai cu o sacoșă. La 100 de lei te întorceai cu două. Acum te duci cu 100 de lei și te întorci cu sacoșa. Sau aproape jumătate. Te întorci doar cu sacoșa. În fine. Lasă-mă că nu mor caii când vorbișonii. Lumea e frumoasă exact așa cum se întâmplă. Plus, ce lucruri frumoase am făcut în pandemie? Băi, am făcut lucruri frumoase. Am făcut niște emisiuni la radio. Am reparat un pick-up. Am recondiționat un pick-up. Mă rog, ulterior s-a bușit că nu mai găsesc curele. Nu se găsesc curele de pick-up, Dumnezeule, în București. A, uite, astea probleme importante. Băi, nu, da, pandemie, să știi, nu... să știi, pentru că sunt aceste mici detalii care îți fac viața foarte frumoasă și întotdeauna... Știu, am mai avut această discuție aici, oamenii sunt plini de depresii și de nevroze, mai ales în situația în care ne aflăm, dar să-ți găsești tot soiul de mici hobby-uri și de mici pasiuni, băi, te ține pe unele de putere incredibil. Băi, oamenii ăștia care au depresii, acum că e pandemia, eu cred că ei aveau depresii și înainte de pandemie. Asta doar le-a accentuat. Că n-ai cum să devii așa... Mai nu prea e de glumă, da. Nu e de glumă, dar nu cred că poți să devii, nu cred eu. Că poți să devii depresiv așa dintr-o dată că a venit, nu știu, boala peste noi și stăm închiși în casă un an de zile sau cât am stat, 3 luni. Să știi, adică, că... E clar că niște probleme ai avut și înainte. Să știi că, cu siguranță, însă, și cunosc acest detaliu vorbindu-l cu niște prieteni, cât am fost ținuți în casă, există un moment în care simți nevoia de oameni în jurul tău. Că suntem niște animale sociale. Cumva observ asta și la metrou, că eu vin cu metrou, sau observ asta în mijloacele de transport în București. Întotdeauna, nu știu cum Dumnezeu se întâmplă, lumea se înghesuie ori în față, ori în spate. Nimeni nu vine la mijloc. Totdeauna la mijloc este mai liber. Exact. Și bănuiesc că e un soi de apropiere socială a oamenilor pe care o avem cumva genetic. În momentul în care nu mai ai oameni lângă tine, și ok, mai vorbești cu unul cu altul, dar nu ai oameni lângă tine, devine destul de neplăcut la un moment dat. Cred că din cele 2 luni jumate pe care, mă rog, le-am stat în casă, am mai fugit eu, dar să vorbim despre asta puțin mai încolo, dar am avut 2-3 zilele, au fost destul de neplăcute. La un moment dat zic, bă,
m-am înfoit de pe o parte pe alta, am terminat Netflix, am terminat HBO, m-am apucat de sport. Și la un moment dat nu mai știe ce să faci. Și am făcut sport pe bune în casă ca lumea, adică trăgeam 40 de minute, 50, chiar o oră câteodată, dă-mi rupeam capul. Mi-a făcut puțin mai bine. Am curățat tot ce se putea curăța. Am găsit, am făcut ordine, am găsit o legitimație de serviciu de acum 20 ceva de ani. Toate bune și frumoase. Până la un moment dat când, bă, stai că parcă mai am nevoie să mă mai întâlnești cu cineva așa. Da. Să mai vorbim, să ne mai vedem face to face. Sau shoulder to shoulder, cum zicea domnul Ilescu. Da. E, și au apărut treburile astea, micile supape, cu care noi românii suntem, cred, mai obișnuiți decât vesticii. Păi când se pune talba, stai că mai știm pe cineva care are un bar și putem să stăm acolo peste noapte. Da, eu asta cu nerespectarea regulilor la noi, eu cred că se întâmplă și pe afară. Adică există persoane și în alte părți care nu vor să le respecte. Păi sau găsesc niște supape de-astea unde să se ducă, se întâlnească fără să știe autoritatea. Este ceva foarte tricky aici la un moment, dar vorbeam cu cineva din Germania și acea persoană din Germania mi se plângea că a ajuns, cum să spun, ideea asta de a lua atitudine tu ca cetățean spre binele comun al societății și a te lua de... Că așa în Germania se întâmplă asta. Dacă ai aruncat o hârtie pe stradă, vine un om, nu neapărat un polițist, să-ți atragă atenția. Da. Da? Treaba asta a ajuns la un soi de turnătorie. S-a transformat, adică l-ai văzut pe vecinul și ai văzut că a mai venit cineva la el acasă, ceea ce la el oricum se întâmplă destul de rar. Sunt la poliție direct, adică... Da, da, în Germania vezi tu cu asta cu... Noi spunem turnătorie. La ei, păi, noi am trăit anii 50 la nasoi aici și pe aia din 80 care te ferai de securistul scării. Exact, știi? Și atunci la noi chestia asta cu să dau telefon la poliție sau să atrag cuiva atenția că a trecut pe roșu sau a aruncat o țigară pe jos, probabil că vine și din urmă. Păi când aia afară în Germania, păi... Toată viața lor au trăit cu legi bune, nu era nicio problemă că nu considerau turnătorie, la noi e probabil mai complicat. Până trecem de treaba asta, cred că mai durează. Dar nu știu dacă avem noi un complex neapărat. Eu cred că avem un... Nu complex, ci e ceva ce de sănătate. Da, nu știu, ceva ce ne-a rămas din spate, așa, sau... Că nu neapărat, n-am trăit nici foarte mult timp în perioada aia. Tu îți dai seama că ce spui tu acum dar este că... e ceva venit din urmă. 50 de ani de comunism ne-a rămas genetic cumva. S-a cam așa genetic, ceva, da, să da, zic. Da, da. Da, asta e foarte interesant. Da, interesant. Băi, și ce mi-a mai plăcut foarte mult în pandemie, au fost niște momente absolut extraordinare. Dacă ți-aduce aminte, toată țara era izolată în case, în apartamente, iar la Iași, orașul celor 7 coline, nu-i așa? A apărut un băiat care avea și hârtie, își luase hârtie, cu calul. El mergea prin mijlocul orașului cu calul și se ducea că care îi născuse nevasta la spital. Voi, deci mi s-a părut atât de suprarealist și de... Și l-au luat ăia cu poliția, că de ce merge cu calul până oraș, cu da. Nu era nimeni, era gol. Mă duc unde vreau, cu ce vreau. Am și hârtie, care probleme? Mi-a răspuns nevasta, doamne, era, cum să spun, un moment de suprarealism în București, în Iași, în toată povestea asta, și cred că și în București au fost niște momente în care m-am simțit cam Blade Runner. A fost un moment în care trebuia să fi la 11 în casă, așa era, și la 10 jumate eram în pasaj la universitate și nu mai era nimeni pe stradă și se auzeau scările rulante, tu-du-dum, 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 și era un homeless care căuta ceva într-un gunoi și asta era tot peisajul într-o lumină destul de difuză, cum este lumina în pasajul de la universitate seara. Și afară niște reclame luminoase foarte puternice, măi, exact ca în Blade Runner. Și unul din momentele în care mă scarpin în cap și zic, băi, dar cum am ajuns din brusc în viața asta? Destul de SF. Da, mă, dar erai singur pe stradă, trebuia să porți mască, să ajungi la 11 acasă. Era... Păi Blade Runner nu s-a terminat bine. Păi nu s-a terminat bine. Acum... A apărut și partea a doua și tot nu s-a terminat bine.
Dar acum că ziceai cu regulile mai devreme, că le încălcăm noi. Tăteam și tot așa, dacă mă plimb mult cu metrou, puseseră la anul trecut, când au făcut, când au închis tot atunci, și mă uitam la metrou, puseseră niște sticăre de alea, niște abțipilduri, cu un metru jumate stați aici, pe scaune, la fel, un scaun, te așezi pe un scaun, un scaun România liber. România educată. Un scaun liber, un scaun. Bă, băiete, toată lumea se înghesuia pe scaunele care n-aveau abțipild și după aia se puneau și pe celălalt. Mă, dacă ți-a zis ăla să stai la un metru jumate sau ți-a pus ăla acolo să stai, respectă-mă așa măcar un pic cât ești acolo până te dai jos. Dar la noi totul e haotic. Na, nu respectă nimeni nimic. Nu interesează, supape au destule. Măi, de făcut bine oricum nu ne facem bine niciodată. Se dă o luptă în mine câteodată. Merg cu mască, folosesc mască, merg adesea cu metroul și mă feresc de oamenii care ori nu au mască, ori o țin pe sub nas și mă duc mai încolo fără nicio problemă. Tine, asta bănuiesc că făceai și înainte, adică nu umblam cu mască. Dar unde erau locuri aglomerate? Da, te duci unde e mai liber. Te duceai unde e mai liber. Versus, apreciez când se pune o talpă că oamenii totuși au un spirit de frondă, care nu e un lucru tocmai nesănătos. Eu am această paranoie că ne aflăm în... Este o paranoie de-a mea și o luăm ca atare, că ne aflăm la începuturile unui soi de totalitarism. Mă uitam și ce s-a întâmplat în Australia zilele astea, Dumnezeule. Acum ci că suspendă toate restricțiile care au acolo, dar statul ăla s-a transformat brusc și peste noapte într-un stat totalitarist. Am această reținere cu ce e vaccinare obligatorie, adică de când au devenit toate lucrurile obligatorii. Băi, nu știu care e paranoia ta și cât de mare este. Dar eu stăteam și mă gândeam și mai vorbeam cu niște prieteni, niște amici. Eu cred că ajungem, nu mai țin minte cum se numea filmul ăla, cu tipul ăla care oamenii se nășteau cu un număr de minute pe mână. Mm. Și își luau minutele de la unii la ceilalți sau se duceau la bancă și cumpărau minute cu dobândă. Era un film cu Justin Timberlake, gata, mi-am adus aminte acum. Și e a doua oară când pot manage de... Nu, ăla era Bieber. Și eu cred că acolo o să ajungem. Bine, nu că o să ne cumpărăm minute, dar undeva, da, un fel de totalitarism. Fiecare ce ți se spune aia va trebui să faci și vom fi toți, da, niște roboți aliniați. Vom merge la serviciu, de la serviciu acasă. Te duci la magazin la ora 8. La 8 și un sfert a intrat în casă. Plus, și în rest stai, te uiți la televizor, pe Facebook, sau ce canale de comunicare mai sunt, unde ăia o să-ți spună, aoleo ce nasolie, aoleo ce nasolie. E ca în 1984. Odată dacă te uiți la televizor, întotdeauna țipă cineva la tine. Băi, deci s-a cumplit. Da, 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 da. Te uiți la programele de știri să mai afli ce se mai întâmplă, urlă cineva la tine. Da. Te ceartă cineva. Unul la mână, doi la mână. Da, pentru că au devenit partizani cu ceva. Cu o idee. Și ei o susțin neînțelegând că mai există și alte păreri. Și atunci țipă la tine. Ca să se facă înțeles. Pic, te-am schimbat programul. Bă, mai țipă. Corect. Și pe de altă parte, nu mă sperie niciun tip de totalitarism. Am prins ceva din anii comunismului. Sunt învățat să fac fentă printre cenzură. Am învățat, am dezvoltat skill-uri să fac asta. De la mână... Am și avantajul de a fi văzut parte de pe planeta asta, din lume, și am nu prea am văzut estul planetei, dar mi-ar plăcea să ajung și acolo, dar nu am o fixație pe treaba asta și nici n-am o problemă dacă nu o să mi se mai întâmple de acum încolo. Basically, sunt liniștit. Am văzut planeta, am văzut cum, am înțeles foarte bine cum funcționează lucrurile, am înțeles foarte bine care e diferența dintre Europa și restul lumii, este cu tot o altă planetă în afara Europei. Ce mă îngrijorează însă sunt copiii noștri care, fiime are 15 ani. La tine cum e? La mine pare... Clasa 1. 7 ani, da, clasa 1. Da, nu știu, deocamdată...
Imaginează-ți cum încasăm noi lumea la acea vreme și cum încasează ei acum. Nu știu, da, pentru... Adică deschizi ochii... Pentru mine, ce se întâmplă acum și dacă raportez la fimea, nu e ok absolut deloc. Nu e ok deloc. Plus că am constatat o treabă. O iubesc, îmi iubesc copilul, da, dar nu pot să nu constat că nivelul ei de informații pe care l-a acumulat în 8 ani de școală este mult mai sărac decât nivelul meu de informații pe care l-am acumulat după 8 ani de școală. Da, nu știu. Am avut o emisiune cu Vasile Ernu, a fost invitat aici și ne-a spus, băi, uite-te ce s-a întâmplat în 90, au fost cei școliți în 80, ce s-a întâmplat în 2000, au fost cei școliți în 90, corect, da? Da. Practic, ce cultivi, aia vei primi. Uite, aia vei primi. Acest aspect a început să mă îngrijorez un pic, plus e complicat cu școala online. Dar... online nu e complicat. Nu, că n-ar putea găsi o soluție să faci online, cum e în Australia. În Australia fac online de foarte multă vreme, nu de chestia cu pandemia. Știu, și state era așa. Dar au dezvoltate sistemele de a face online, care sunt foarte ok, sunt interactive. Nu neapărat că sunt de acord, dar poți să faci dacă îți pui mintea la el. Altfel circula informația pe vremea noastră, să am ajuns să zic și pe vremea noastră. Și altfel circulă informația. Băi, acum, nu ne-a trecut vremea. Acum ai informația, acum este peste tot. O găsești oriunde. Ideea e să știi unde să o cauți. Dacă știi unde să o cauți, probabil că nivelul de cunoștințe acumulat ar putea fi mult mai mare decât nivelul de cunoștințe pe care l-am acumulat noi la vremea respectivă. Dar trebuie să știi unde să cauți. Cineva să te îndrume către ce să cauți. By the way, cu Wikipedia. Wikipedia îți dă o mulțime de informații. Nu toate sunt bune. Multe dintre ele sunt false, multe dintre ele sunt trunchiate, poți să intervine oricine, există un administrator, cine o fi administratorul respectiv, care începe să facă corecturile, să spună că e bine, că e rău. Dar și Wikipedia, până la urmă, are ceva bun, că dacă știi ce să cauți în Wikipedia, îți găsești informația corectă. Ce mă enervează la Wikipedia personal este că de câte ori se întâmplă să vreau să caut ceva, mi-apare prima oară pagina în română. Băi, ar trebui desfințată, că n-are informație. Da, nu știu de ce nu o traduc pe aia din engleză, da. Sunt informații mult mai puține în limba română. În fine. Mă mai amuzam de o chestie. Am citit cartea, am și citit foarte mult în pandemie. Mi s-a întâmplat și asta. După ce am terminat Netflix, după ce am terminat Clanul Soprano, după ce am terminat HBO, m-am apucat și am și citit câteva cărți. Stăteam să mă gândesc acum când veneam spre tine, ce naiba, că mi-ai zis tu cu pandemia, zic mă, ce naiba, care naiba, sigur îmi zice asta ceva, că a citit nu știu ce cărți. Stăteam să mă gândesc care a fost ultima carte pe care am citit-o. Mă, și nu mi-a venit în cap absolut nimic. Și după aia mi-am adus aminte că ultima carte pe care am citit-o a fost biografia lui Duff McKagan. Am citit-o și eu. Da, bine scrisă. Bă, dar altceva nu trece pe-n cap. N-am citit, în afară de știri, n-am It's citit nimic. It's so easy and other lies. Da. Mm-hmm. N-am citit nimic. Foarte șmecheră scrisă cartea aia. Da. Foarte corect. Da. Și am aflat o grămadă de informații. Nu știam de pildă că Night Train era un vin foarte ieftin, da, și foarte, da, prost. Da. Am citit Sălbaticii copii Dingo a lui Vasile Ernu și e o chestie care m-a amuzat maxim și pe care încerc cumva să o transpun și în zilele noastre. El povestește despre adolescența lui la sfârșitul Imperiului Sovietic, sfârșitul anilor 80, când totul se ducea la vale. Și de starea lor de spirit și cum funcționau atunci, total dezinteresați de sistem. Pactul Uniunii Sovietice cu populația era foarte afectat după Cernobâl și după pierderea războiului din Afganistan.
elitele sau oamenii capabili să retrăseseră din sistem, asta a dus la colaps, iar adolescenții de atunci erau total zero interesați de orice politică sau implicare în viața socială. Asta era contextul. Tot în acest context exista un cunoscut al lui Ernu, care mai rotunja venitul lunar. Omul era specialist în Marx. Era absolvent de facultate și era specialist în Marx. Și mai rotunja veniturile scriind discursuri pentru diversi lideri din țările sovietice care trebuiau să mai țină un discurs și trebuia să le strecoare acolo și niște citate din Marx. Iar omul ăsta ajunsese la un asemenea nivel încât băga citatele greșite, cum să spun, invers ca și conotație, cum le spusese Marx, se contraziceau cu ce spusese Marx. Și asta era distracția lui. Înțelegi? Și lucrurile au ajuns până într-acolo încât i-au băgat lui Brejnev într-un discurs 3 citate a lui Marx, toate greșite și toate contrazicându-se cu ideea de bază a lui Marx. Și continuarea lui Ernu a fost genială, zice... La vremea aia au râs doar 3 oameni din Uniunea Sovietică, că doar 3 oameni știau ce a scris ăla. Da. Incredibil. Da. Vezi, uite, cam așa acum la noi cu... Exact asta, tot... aici voiam să joc. Da, informația nu... Nu mai... E foarte multă și nu știi care e aia bună. Și oricum discursul politic nu se mai ține în citate și nu... Acum în citate ne vorbește, există, am observat și acest aspect al discursului public, mai apar niște dăștia, știi că la discursul politic acum e complicat, că trebuie să ai grijă ce cuvinte folosești, să nu deranjezi pe nu știu cine, să nu deranjezi pe nu știu care, nu știu ce comunitate, nu pot să zic negru, trebuie să zic albastru, n-am voie să zic aia, trebuie să zic aia, destul de complicat. Altceva voiam să spun, că nu, și nu vorbeam neapărat de comunicate politice, vorbeam de aceste goarne ale societății noastre care mai apar și încep să vorbească și să-ți dea cu opinia și îmi vine în cap acum Adam Puric. Dan Buric, el nu poate să vorbească altfel decât în citate. Da. Deci ideea lui este deci, și să stai să te uiți o oră sau două la unul care vorbește exclusiv din citate, băi, este obositor. Este tocmai cum mi-a spus mie un șofer de taxi la un moment dat, domne, Cornel Dinu, el băiat deștept, dar nu înțeleg ce spune. Dar nu înțeleg ce spune, ne. Că și Dinu este la fel, el tot din citate. Mă rog, și folosite prost și folosite iurea și în orice tip de context. Plus, băi, a scăzut nivelul discursului public. Discursul public acum este bapa mătii... Din lipsă de educație și din învrăjbirea asta care e între noi. Da, e planetar. Știi? Da, da, e plan. Nu vorbesc doar de... Este o chestie care am observat. E bapa mătii întotdeauna, știi? Adică nu... Este Noi suntem obișnuiți aici în România, da? Cu apucăturile ne-am obișnuit. Cu apucăturile astea de marginea Orientului. Că avem acest filon de marginea Orientului în noi, știi? La noi niciodată nu o să meargă lucrurile cum merg în Europa Occidentală. La noi niciodată nu o să funcționeze un sistem atât de coerent cum funcționează în Statele Unite, da, bă, dar noi suntem și cârcotași. Și asta e adevărat. Dar cumva ne-am obișnuit în zeama asta și am dezvoltat skill-uri să supraviețuim. Aceste metehne ale noastre aici, la marginea Orientului, acum le văd extrapolate pe toată planeta. Da. Și mă scarpi în caz, băi, cum am ajuns în situația asta? Cum am ajuns în situația în care mă uitam la OTV și mă scărpinam în da, mă, vârful dar capului? Dian Diaconescu la vremea respectivă a spus, veți fi ca mine. Eu am implementat OTV-ul și nenorocirea asta ce se dă pe televizor și toți veți face, vă veți lua după mine. Băi, da, drept, dovadă, drept dovadă că au ajuns acolo. Au ajuns până la CNN. Da. Asta mi se pare, adică da. CNN-ul de unde era un cum să spun, un stâlp de jurnalism în tot ce înseamnă ideea de jurnalism, l-avea pe băiatul ăla cu bretele și cu microfonul ăla mișto, cum da. Îl cheamă? Am uitat, da. Da.
care nu era de la Caracal. Nu, Larry King. Ba da, Larry King. Ba da, Larry King, da. Larry King era. L-aveam pe băiatul ăla, un mare creator de interviuri și de content la capitolul ăsta. În fine. Și acum am ajuns în situația în care am văzut ce s-a întâmplat cât a fost cu Trump. Dumnezeule. Plus, ceea ce funcționa la noi, am văzut de asemenea că s-a mutat din nou la nivel planetar, este ce am citit eu în 1984. În 1984 aveai acel personaj pe care lumea se ducea să-l înjure, era administrat de Ministerul Urii, da? Aveau acest minister în guvern, Ministerul Urii. Sau, ca să nu-i zică Ministerul Propagandei, știi? Da, și era un personaj care era dușmanul poporului și lumea se ducea să-l înjure pe ăla. Luând acest pattern și traducându-l în ceea ce se întâmplă acum, băi, noi l-am avut pe Dragnea, acum văd că se întrece Câțul la capitolul ăsta, avem Trump, avem tot soiul de personaje de-astea care dintr-o dată par dușmanii planetei. Băi, și când se întâmplă asta, odată că îmi vine în cap automat 1984, doi la mână, mă întreb, paranoic, schizoid, da? Nu știu, mai stau să mă gândesc la asta. Mă administrează cineva. Stăteam să mă gândesc la asta. Este o isterie întreținută totuși? Nu, da, observ, adică mă gândeam acum că tu ziceai de Dragnea, de Trump, observ că toți cei care, adică îi înjură, l-am luat pe ăsta, l-am marcat, ăsta e dușmanul poporului și îl înjurăm, indiferent cum îl cheam. Dar celălalt, care e în contrapartidă și e ăla bunul, nu se spune despre el că este bun. Sau, domne, hai să-l promovăm că e deștept, e frumos, trebuie să ajungă să fie mare. Nu, noi îl înjurăm pe ăla și ăsta altul câștigă pur și simplu fără să se știe nimic despre el. Da, îl înjurăm pe unul și iese ălălaltul. Uh-huh. Dar de ăla nu știi ce a făcut, ce a drept. Nu, dar îl înjurăm la unul acolo și îl înjurăm ca la Biden. L-au înjurat pe Trump până și Biden. Da, asta nu presupune că a câștigat Biden la alegerile, ci a pierdut Trump. Ca și aici, da. Mă rog, aici este și mai complicat, dar hai să nu intrăm în povestea de aici. Aici este și mai... Aici este... Încă la noi este și mai de îndoasele decât e pe toată planeta. Avem aceste calități de marginea Orientului. Băi, plus mai e o treabă. Mi s-a întâmplat odată să ajung pe malul Dunării, da, aici undeva spre mare, la Rasova. Rasova este, știi, când mergeai înainte spre mare și okay, te opreai și se termina autostrada la Cernavodă și făceai rondul ăla. Da, făceai așa, dreapta. Făceai stânga. Sau așa, prima sau... pe stânga și o luai prin Dobrogea istorică și undeva al doilea sat se numește Rasova și am renunțat la un concert cu Swans aici în control. Era prima oară când venea Swans ca să ajung acolo. Era într-o vineri seara și pe malul, mă rog, satul este, ai Dunăre pe dreapta, o străduță și căsuțele pe stânga. Și cârciuma satului. Aia e frumoasă. Cârciuma satului era și magazinul sătesc, era, și avea și un subsol în care n-am trăznit să intru, care era club de manele, la Radu se numea, mi-aduc foarte bine aminte. Și s-au strâns, cred că a fost mai multă lume decât la Swans în control la vremea aia. Deci era, s-au strâns din trei sate acolo și stăteau frumos pe malul Dunării. Băi, și s-auzeau manelele așa peste Dunăre cu bitul ăla pe prima măsură. Puf, taca, 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 puf. Băi, și am stat și m-am gândit așa și cu apusul ăla de soare. Era interesant cum apărea soare. Și uite așa, brusc, uite ce frumos e aici. Uite ce frumos e aici și zic, băi, totuși muzica asta cu bătaia pe prima măsură, puf, taci, pe prima și a treia, știi? Vorba lui Artanca la Prodigy. Zic, asta este muzica locului. Asta este culoarea locului, de fapt. Că venim noi cu fonfleuri de-astea împrumutate din Occident, nicio treabă. Uite că lucrurile funcționează ca atare aici. Plus oamenii de acolo, cum erau, puteți un pește bun de la băieții. Mă rog. Da, ăia sunt oricum. La cârciuma satului. La cârciuma satului afli tot. Cine-i bun, cine-i rău, cine ce-a mai făcut, acolo ai informația la prima mână. Nu trebuie să cauți pe nicăieri, îți spune absolut tot ce se întâmplă acolo. Fără să faci absolut nimic. Le mai dai o bere, mai stai de vorbă. Ce mai e prin el? Iei pulsul prin el, ce să mai fie? Habar n-am. Ce să fie? Ăla e un loc în care poți să iei un puls sau unei
anumite categorii din populația cartierului. E important. Da, da. Mai e unul în piață. În piețe. La Mini și la Sălăjan. Cum să fie? Supraviețuiește. Cum să zic? Evenimente ioc, că nu mai ai cum. Singura chestie care mai merge așa, dar n-am înțeles, și n-am înțeles cum, e karaokele și quiz-ul. Mm-hmm. Quiz-ul ăsta care se ține în fiecare marți pe acolo și unde sunt niște oameni chiar foarte, foarte ok. Chiar apucături occidentale. De... Să zicem, da, apucături. De toate felurile, dar foarte citiți și foarte culți. Înțeles. Și din toate categoriile sociale. Mm. Și funcționează, cum funcționează quizul ăsta? Cu telefonul pe masă? Nu, fără telefon pe masă. Comunitatea asta lor de, e o comunitate în România de quizeri. Au și o echipă națională, din ce știu, din ce am mai vorbit cu ei, care participă la campionate mondiale, campionate europene, s-a făcut... Dar știi că am mai cunoscut unii care fac dart, care joacă dart și care au plătit, au strâns niște bani ca să se înregistreze ca sport național. A, da, foarte frumos. Și... Să poată să aibă campionate și așa mai campionate, departe. Da. Ăștia sunt o organizație din asta, au o asociație, o organizație și... Nu-i cu telefoanele pe masă, dar ți-am zis, sunt niște tipi chiar foarte miștoși din toate categoriile sociale, de la doctori la ce vrei tu. Ești un gunoier, n-ai? Ba, cred că da. Ba, sau că... vânzători la... Ba da, și vânzători la magazin. Gropari. Și vânzători la magazin, ba da, sunt. Și da, e fain, e chiar foarte mișto. Băi, ai niște surprize foarte frumoase la cărciumile din cartier. Am constatat asta, am mai vorbit despre... Pe vremurile când putem să mergem liniștiți la cărcium, există cărciumile din centru, există cărciumile din Cercul 2 și există cărciumile de cartier. De cartier. Care, cel puțin în minunatul sector 3, în zona Balta Albă, Sălăjean Titan, acolo ai cărciumi pe categorii sociale. Sunt unele mai scumpe, și sunt cârciumile alea de tablă celebre, încă funcționează. Asta la tine acolo în sectorul 3 cu Balta Albă, unde mergem noi joia la fotbal, și era o cârciumă când terminam sportul, la vârsta noastră când ne ținem de prostii, era o cârciumă, îi spuneam noi, la Piticu. Nu avea niciun fel de banner, nu știai că există acolo, că există cârciumă. Și era într-o căsuță de asta mică, avea două camere. Era deschis non-stop la Piticu, Piticu fiind patronul, care era chiar pitic, era mic de statură. Beai și mâncai cinstit la prețuri foarte corecte. Adică o bere era la cârciumă, te duceai la cârciumă, beai un... 3 lei? 4 lei 50. Îți luai o sticlă de suc la 2 litri, era 5 lei. O friptură, un mic, nu știu, s-a închis. A venit pandemia, nu mai avem unde să mergem acolo. Și foarte mișto era că într-o noapte mi-am uitat telefonul la ei și am tot sunat și nu știu ce, și dimineața mi-a răspuns ospătarul pe la 9 dimineața și zice, da, e telefonul la noi, ți l-am pus și l-am încărcat, vin o să-l iei când vrei. Și zic, haideți că vin, mă duc eu acolo, când am ajuns la 9 și un sfert dimineața, cârciuma plină, toți oamenii din blocurile care înconjurau cârciuma de acolo, erau frumoși, mai în vârstă, frumos stăteau cu cafeluța, cu coniacul la 9:30 dimineața. Da, cinzeaca discutau importantă, cinzeaca importantă, mm-hmm. Foarte mișto. Da, nu mai există. Era, sper să mai fie, pe Ilioara, era pe vremuri Adio Mamă. Da, Adio Mamă, da. La Adio Mamă în anii 90 am trăit vreo câteva povești, cumva ne împrietenisem cu patronul. Sau de câte ori veneam acolo, patronul care se plictisea, se așeza cu noi la masă, pentru că mai aveam ce să discutăm, știi, avea și cu cine să... În fine, și avea un taraf, iar în seriile, taraful era în fiecare seară acolo, sau 3-4 nopți pe săptămână era. Și în seriile în care nu avea foarte multă clientelă, în jurul acelui taraf se mai strângeau și alți lăutari și trăgeau către un jam session, știi? Într-o primă fază, ciorba, avea ciorbă de burtă, era foarte proastă, micii erau foarte proști. I-am reproșat patronului și i-a zis, băi, aici este o speluncă, nu este restaurant de lux. Dacă aș face ciorba bună, n-ar mai fi speluncă. Corect. Și nu s-ar mai numi Adio Mamă. Și nu Adio Mamă, da. Da, și unul din cele mai interesante lucruri pe care le-am trăit acolo,
a fost unul care a tras, avea o pușcă sprijinită și a ieșit beat din cârciumă și a slobozit un foc în aer. Am zis, mamă, vestă sălbatic. Iar acum mai există, cred că sunt vreo două cârciumioare acolo, una se numește, tot așa n-are nume și se numește, să spunem mai încet, La Spânzuratul. Aha. Se celebra cârciumă La Spânzuratul. De ce? Că tatăl patronului s-a spânzurat fix în casa unde e cârciumă, da, acum. Dar nimeni nu vorbește de funie și de spânzurat în cârciumă. Dar tot afară, când ai o referință, da? Unde merge? Păi mergem La Spânzurat acolo. Unde tot așa, 3 lei 50 berea, 3 lei, 2 lei 50 micul. Bun. Da, la obor e mai scump. E la obor, da. Da, acolo îți dă cu 6G. La obor, micul. A, aoleu. Da. Am încă tocmai mâncat niște mici acolo, aia, nu știu ce să zic. Cine știe? În fine, mi-e dor de locurile astea. Ah, și asta spuneam. Există anumite tipuri de discuții la masă. Odată ai cârciumioarele care sunt pline de corporatiști, da? Care după 6-8 ore de muncă mai ies din când în când la cărciumă. Aici este o constantă destul de amuzantă, că după a treia, a patra bere încep să se audă și înjurături. Da? Cineva își bagă și scoate, a prins puțin curaj. Iar când rămân mai puțin, respectiv vreo 2-3, încep să-l bârfească pe un al patrulea care nu este niciodată de față, iar asta, repet, este o constantă la mesele unde beau corporatiștii. Constanta numărul 2, care îmi place de asemenea mult mai mult decât prima, este în cercul 2 și 3, unde găsești băieții de cartier. E cu băieții de cartier, care sunt oameni nu cu foarte mulți bani, dar din mai multe categorii sociale, adică încercăm să ne referim la categoriile sociale, nu neapărat de câți bani câștigă, ci câte clase au, da? Aici discuțiile sunt de cu totul altă natură. Discuțiile sunt despre Odiseea Spațială 2001. A, da, filozofează, da. Da. Filozofie mult. Și nu vorbeau prostii. Despre Ion Budai de Leanu, Țigania, da. Deci am asistat la o discuție între țigani care vorbeau. Băi, era unul tăiat pe spate și ne-a arătat că era beat și nu putea să vorbească doar la masa lui, trebuia să aibă, în fine, auditoriu și să vorbea foarte tare și era un cerșetor de atenție, dar la un moment dat a simțit nevoia, contrazicându-se cu unul că a fost scrisă de Ion Budai de Leanu, Țiganiada sau nu, da? Au ajuns la situația în care și-a dat cămașa jos și m-au tăiat pe spate pentru asta. Înțeleg? La mine în cartier, am mai povestit asta, și era în perioada când făceam filmul Balta Albă. Aha. Mă duceam de la Sălăjean pe jos, trecusem de cimitir, da? Da. Și spre Bila, care era atunci, uh-huh, acolo. Așa era acea cărciumă de metal, dacă o mai știi. Nu știu, că da. Și acum. Vraja Nopții sau da, ceva. Da, nu știu. Unde beai la carafă un vin, la jumate, cu o apă, cu tot, și mă costa 8 lei. A, da? Superb. E, elegant. Și trecând acolo, era cărciuma închisă sau era o mică renovare, iar obișnuiții locului, aș prefera să le spun bețivi și nu e peiorativ, bețivii locului se certau, oameni la 60 de ani și cu ceva alcool la bord, se certau pe plicarea lui Minculescu de la Iris. Înțelegi? Altă treabă. N-auzi discuțiile astea în centru, la cărcium, nu le auzi. Normal, că astea, aici și oamenii ăștia care sunt, na, periferie, deși Sălăjean nu neapărat e periferie. La cârciumile astea de cartier, da, având în vedere că ai tot felul de oameni din diferite medii, fiecare discută ce îl interesează. Îți dai seama că probabil că ăștia, dacă vorbeau de Cristi Minculescu, de ce a plecat, ei la viața lor au ascultat și niște Iris pe acolo și acum, na, fiind bătrân, ce să mai vorbim, că hai să-l luăm cu Iris, de ce a plecat Minculescu. Păi, de lumea mult mai vie, asta încercam, da, să spun. Cârciumile din centru, cu ceva excepții, bineînțeles, băi, mai beneficiază de un tip de boemă foarte toxică,
care sunt toți niște depresivi bețivi puși pe scandal după a treia, a patra bere, care sunt niște cerșetori de atenție. Am pățit o soiul de situațiile astea. Păi, oameni de vârsta mea, după 3-4 bere mi explicau ce mari realizări au făcut ei, fiind în ultimul hal de beți, și mă uitam, băieți. Bine, ăștia mai sunt ăia, știi, care și țin o spătarul doamne. După, mai peste program așa, și băi, mai stai așa un pic și mai dă-mi și mie o jumătate. Aoleu, îi urăsc pe ăștia, îi urăsc pe ăștia, domne. Ce voiam să spun, de fapt, este că aceste cârciumi de cartier și lumea despre care vorbeam este proletariatul ăla despre care să plâng unica că am dispărut. Da, mahalaua de pe vremea lui Caragiale. Da, mahalaua de pe vremea lui Caragiale, de pe vremea lui Matei Caragiale. Da, mai are ceva crai de curte veche. Cel puțin ăștia de la 40 plus, da? Ultimele bastioane ale generației analog, băi, mai au un zvâc de normalitate și de firesc. N-am nimic cu corporatiștii. Bă, și nicio mă bucur că există ăștia, corporații ăștia, pentru că există corporații, există și niște bani. Dar ăștia, când ajung la corporație sărăcie. Dar ăștia când ajung la cârciumă, ei vorbesc tot despre ceea ce fac acolo. N-au niciun fel de... Se întâlnesc la bere și aoleu, uite ce contract am închis, uite ce nu știu ce am făcut, uite ce... Mai și tu altă viață, mai vorbește și tu despre Iris. De ce a plecat Cristi Miculescu, mai... Alt motiv de nevroză, da. Da. Adică, dar n-au alte subiecte. Băi, în vremurile în care nu ne lovise pandemia, când exista acel moment în minunatul cartier Balta Albă, când sunt primele weekenduri de căldură undeva în martie-aprilie și iese lumea din betoane, și când iese lumea din betoane se duc în Iore. Da. Și weekendurile alea au un... cred că cel puțin 5.000 de oameni. Nebunie care se mare împărtă, în Iore, exact. Orana, când e soare. E, să te pună necuratul, să te plimbi la orele alea prin Iore și să nu ai niște căști pe cap și cumva îți trec pe la ureche toate discuțiile. M-am luat cu mâinile de cap pentru că toată lumea vorbea despre bani și despre probleme la job. Da. Și asta era tot discursul, numai, de da, oriunde. Nu mai au niciun fel de... Da, n-au teme de discuție în afară de bani și job. Plus, și aici probabil o să știi foarte bine despre ce vorbesc, când era fiica mea mai mică și mă duceam să o duc de la școală, adesea mă duceam să o iau, era fișa postului la mine să o iau de la școală, întâlneam foarte multe capete de bunici și bone, erau și mămici, dar mai puțin, toate erau tunse scurt și vopsite roșcat. Deci acest, cum zice, dress code. Și nu vrei să știi cât stăteam acolo, ce mi-auzeau urechile și ce era la gura lor. Băi, atâta răutate despre Nora care-i curvă, despre nu știu ce ginere care-i prostă, despre aia, despre învățătoarea nu știu care, care nu știu cu ce tătic și-a... Băi, asta e frumos la noi, că noi ne pricepem la toate. Ne pricepem la toate, îi caracterizăm pe toți, ca să nu zic că îi bârfim. E interesant. Și ce auzi, e, bă, mai auzi ceva, adică... Mai auzi și altele, chiar dacă nu ți se par normale. Este un tip de nevroză aici, era by default. Acum, de când a venit pandemia și virusul și această nouă clasă politică care este... care întreține această isterie, cred că o să ne fie mult mai complicat în următorii ani. Să vezi o planetă întreagă și o țară întreagă și un oraș întreg și o comunitate, comunitatea mea de prieteni, da? Oameni cu care vorbești, cu care beau, pur și simplu s-a împărțit în două. Da. Am ajuns, eu neavând televizor, am ajuns să mă înjure lumea că am discursul la Antena 3, doar pentru că am spus ceva care nu am avut, am greșit sau am altă opinie, Dumnezeule. Da, acum asta că tot s-a împărțit lumea în două și se ceartă fiecare cu fiecare. Acum vreo 3 zile, nu mai știu, butonam la televizor și vorbea Mircea Badea, că tot e un personaj așa pe care îl înjură unii, alții nu. Era foarte vehement și cred că am vorbit la început, înainte să începem cu... Așa. Era foarte vehement cu cei care ajung în spital și nu sunt vaccinați să nu mai fie tratați. Și acum mă întrebam, cei care îl înjurau pe Mircea Badea,
că e un nenorocit și că e antena 3 și că nu știu. Acum, fiind pe aceeași lungime de undă cu ei, îl ridică în slăvi, îl laudă, îl aplaudă. Era foarte vehement. Ce să caute ăia nevaccinații la spital? Pentru că și oamenii ăia plătesc, da? Căci dacă împarți lumea între vaccinați și nevaccinați, băi, se urlă prost de ambele părți. Da. Am auzit niște aberații cu Dumnezeu și cu... N-am o problemă cu Dumnezeu, sunt credincios, sunt creștin, dar am auzit niște aberații în zona asta a nevaccinaților versus vaccinații. Să susții prosteala asta că dacă ești nevaccinat n-ai ce să cauți la spital, ok, sunt total de acord, în condițiile în care numai vaccinații din țara asta să-și plătească asigurările de sănătate și ceilalți nevaccinați să nu mai plătească și să vezi atunci distracția, nu? Că... Da, dar nu merge așa. Păi nu merge așa, dar e aberant să gândești în termenii ăștia. Pentru că aici asta ajunge, că tot vorbeam de totalitarism. Deci nu sunt singurul paranoic. Nu ești singurul paranoic, nu. Welcome to the club. Nu. Ne-am jurat și băiatul ăla la televizor, la Gigi TV, pe Prelipceanu. Prelipceanu, că să ne ia copiii, da. Păi cum, mă? Barne, că acum că tot cu conspirația, cu Barne Vernetul de la... Plus că dacă te uiți pe TV, auzi doar o singură variantă. TV-urile toate de la noi, sau presa în general, are o singură variantă a adevărului. Dacă sunt voci în cealaltă parte, ele nu se fac auzite. Sunt doctori care au spus chestii și au fost inclusiv de... Băi, da, și asta cu doctorii. Mie mi se pare o chestie... Bă, oamenii ăștia au făcut totuși 6 ani de facultate, de școală. Mhm. Profesează, învață tot timpul, sunt școliți, adică se școlesc în fiecare an, fac cursuri, se duc, învață lucruri noi, chestii care apar noi, medicamente, nu știu, orice. Salvează vieți. Salvează vieți. Tu ai ajuns să împarți și pe ăștia în doctori buni și doctori răi, mai s-au împărțit sau doctori cumva, proști, s-au împărțit doar și pentru că unul îți spune, bă, parcă nu m-aș vaccina. Și altul zice, nu, trebuie musai să o faci. Și acum lumea zice, tu ai zis să nu mă vaccinez. Păi tu ești medic, eu nu vin la tine. Alo, băi, nu merge așa. N-ai cum să-i împarți, că ăla, medicul ăla, nu ți-a zis el să te vaccinezi, probabil. Dar dacă ai pățit ceva, tu ajungi la el și el te face bine. Am să-ți dau un exemplu care o să te contrazică puțin. Sunt absolut de acord cu tine că un doctor trebuie să fie o autoritate și noi trebuie să ne raportăm într-o lume normală. Păi cum era la țară, normal, că tot vorbeai. Da. În cine avea omul încredere? Preotul, doctorul și profesorul. Ăștia trei. Și veterinarul. Ok, da. Că era e important. Da. O să râzi. În ierarhia asta la sate există primarul, preotul, și veterinarul. Ăștia, această sfântă treime ține comunitatea. În fine, revenind, nu puțin au fost cazurile în care companiile pharma au plătit foarte mulți medici, da, la bucată, să le vândă nu știu ce medicament. S-au întâmplat lucrurile astea. În momentul în care lucruri de-astea ajung la urechea populației și ajung, atunci normal scade încrederea. Sunt o grămadă proceduri de-astea nu tocmai firești, nu tocmai ortodoxe, care distrug încrederea în, dacă vrei, cam fotbal. Cam fotbalul românesc, da? N-am mai jucat la Victoria, am pierdut meciul că făceam mai mulți bani la pariuri, păi s-a dus fotbalul în cap. Și aia e. În fine. Ce mi-a plăcut la tine aici? PNRR-ul este semnat, încălzirea pe lemn, cică dispare din 2024. Asta n-are cum să se întâmple. O țară întreagă se încălzește pe lemn la sate. Asta mă gândeam și eu. Are nevastă. Ai mei se încălzesc pe lemne. Asta vreau să zic acum, că are o casă la Telega. Și e racordată la gaze, la apă, la Telega, orașul. Uh-huh. Dar e oraș sau sat? E oraș, comună, da. Știi că e o diferență. E o diferență în funcție, da. În funcție de numărul de oameni, te declari oraș și atunci primești mai mulți bani de la buget. Da. Ideea e că au canalizare, au apă, au încălzire, au gaze, dar nu toți și-au tras gazele.
Și atunci au încălzire pe lemne. La câtă pădure e pe acolo, nu au o problemă cu lemnele. Au de unde să și le cumpere sau au de unde să și achiziționeze. Chiar dacă nu-și cumpără, că și-au uscăturile din pădure și le aruncă pe foc. Și tu vii acum, spui că în 2024 încălzirea pe lemne, că au venit niște cercetători britanici care au făcut ei o cercetare și că grătarul poluează atmosfera, cresc și prețurile astea acum, că toată lumea zice că au crescut prețurile la gaze, la nu știu. Păi ce să facă ăla cu gazele, mă? Corect. De ce ar vrea el să-și pună gaze în condițiile în care tu îl obligi, adică crești prețurile, la ce să-și lasă, mă, frate, pe mine cu lemnul meu aici, că mi-l arunc de atâta vreme, nu se întâmplă nimica. Tot cald, e tot. Iar ăștia acum, da, ce, domne, să încălzirea pe lemn. Păi 80% se încălzesc pe lemn. Da, n-ai cum să faci treaba asta. Unul la mână mă amuză categoria mea de prieten răi, de câte ori să mai scapă cu un pârț, știi așa, după vârstă și merge. Ăsta merge la Greta. Ăsta merge la Greta, da. Da, da, corect, corect. Plus că am citit un articol de acum ceva vreme, în Germania se făcuse o situație a poluării, cred că în München, și au ajuns la concluzia, băi, deci mi s-a părut total aberant. Au ajuns la concluzia că marea sursă de poluare a orașului sunt cetățenii care, fiind, stau cu geamurile închise, se încălzesc cu ce se încălzesc, da? Cu încălzirea, cu gaze, da? Și trag pârțuri în casă, da? Iar dimineața când își deschid geamurile să se aerisească, iese CO2 afară. Iese CO2 și poluează cumplit. Îți dai seama. Nasol. Eu zic să mergeți și dezbrăcați pe stradă, știi că până la urmă ampreta de carbon se găsește pe absolut orice. Știi ce poluează foarte urât? Când îți iar pământul. Acum se folosesc, am văzut niște tehnologii mult mai noi, pentru că s-a dovedit că în momentul în care iei și dai brazdă pe pământ și o întorci invers, da, dacă faci asta pe suprafețe foarte mari, se înalță în stratosferă, da, un volum foarte mare de CO2. Ceea ce nu e... Nu e bine, nu răcire mare. Da, și nici nu faci bine pământului, pentru că el se face un soi de flora acolo a lui care îl ține roditor, cât îl ține, dacă îl întorci pe dos, practic e cam distrus. Adică asta cu brazda de la noi era, e veche. Am văzut și niște utilaje foarte șmechere, pentru că acum ai un utilaj cu o pompă hidraulică și cu un rezervor de semințe și ți le bagă în pământ pur și simplu, la ce metri e acolo. Lasă-mă, că mai avem puțin acum și nu mai mâncăm deja carne sintetică, că o să o facă din ADN-ul, nu știu, vacii. Da, am și văzut că există, adică... Ăștia din Singapore, ci că au băgat deja pe piață chestii de-astea. Păi, Singapore este un caz foarte special. Oamenii își importă și apa, dacă nu știi. Că e o insulă cu o populație destul de mare, insula neavând foarte multe surse. Da, bă, da, e deja nebunie. Să ajungi să mănânci carne sintetică, că a venit vaca și... Dar tu ce crezi? Știi, există această opinie, suntem prea mulți și resursele deja nu ne mai ajung. Băi, eu nu cred asta, eu cred că doar sunt... Odată știu că se aruncă foarte multă mâncare, numai aici de sărbători câtă mâncare se aruncă. Doi la mână, nu... eu cred că sursele sunt prost administrate și monopolizate, da, de unii, de alții, și asta este una din... problemele care țin România, care țin lumea în criză. Mă uit ce se întâmplă, am văzut de una zi o poză de m-am crucit din Brazilia, cum un om încerca să-și culeagă niște carne de prin gunoi. Băi, Brazilia este o țară cu toate resursele de pe planetă, care este atât de prost administrată și cu un nivel de corupție atât de urât și de toxic, încât acolo este o foame cât casa. Repet, o țară cu toate sursele de pe planetă. Ei au petrol, au gaze, au tot ce au nevoie acolo. Nu mai spun de hrană, faună și că e și o țară foarte mare. E, uite că așa funcționează lucrurile, de fapt. În fine. Când femeia slăbește, este îndrăgostită. Când se îngrașă, este fericită. Când a pornit ștergătoarele, face la dreapta. Băi, să știi că asta am pățit și eu. Am râs foarte tare la aspectul ăsta. Da. Da, bine, dar asta nu înseamnă că am găsit și, știu și bărbați care...
fac cam același lucru, da, care dau drumul la ștergătoare și... Există, am văzut în București, în ceea ce privește femeia la volan, există două particularități. Odată, femeile nu fac accidente urâte. Nu. Niciodată. Sunt mult mai atente. Sunt mult mai atente când sunt la volan decât bărbații. Plus că noi suntem și mai... Devenim agresivi așa dintr-o dată. Versus, trebuie să reproșești ceva femeii la volan. Păi sunt foarte rele. Adică îți ia fața să stea la o coadă la semafor, eu doar trebuie să trec pe acolo să fac stânga și nu dreapta la semafor. Da, ea zice că are dreptate. Femeie! Și nu poți să o contrazici. Mă rog, sunt riscuri pe care ți le asumi. Exact. Ce m-am văzut de asemenea la... Mă amuză, câteodată mă enervez, dar mă enervez ca prostul. Băi, au apărut tot soiul de... Cred că și în străinătate se întâmplă treaba asta. Apar tot soiul de personaje care se erigează în goarne publice. Băi, și unii sunt total de pe altă planetă. Există un... Nu știu cum îl cheamă, unul bot, Mălin, Medelin, Mădălin. Da. Ziarist, există da. Un de-asta. Există un mândruță care... Băi, și există acest personaj Caramitru. Caramitru Junior. Deci acest Caramitru Junior, jur, n-am văzut în viața mea așa ceva. Dacă mă aude acum, băi, ești noaptea minții. Fii atent aici. Deci trebuie să-ți cercetez pe asta. Organizația Mondială a Sănătății, OMS, va stabili împreună cu toate guvernele lumii, de la chinezi până la americani, trecând pe la mexicani și ruși, este importantă această paranteză, da? Ca 75% din populația globului să fie vaccinată până toamna viitoare. Fiind toate țările din lume, este evident o chestie non-politică, neideologică, cum să fie un medicament sau o injecție o chestie politică și nu medicală. Nu. Este evident. Nu. No, nu e politică. Exclus. Adică nu. OMS-ul, care este o instituție politică, nu, și cu toate țările nu e politic. S-au întâlnit toți medicii din toate țările, din Mexic trecând până în Rusia sau invers, și au zis, domnule, gata, noi ne-am hotărât medicii 75% să vaccinăm, dar ei cum vaccinează fără guverne și fără politic? Iese ăsta pe stradă ca hingherii. Hop, te prinde, pac, te vaccinează. Mă amuzăm că știi trupele astea de metal care își dau nume complicate și rele. Fade No More, Megadeth, așa. Napalm Death. Da, acum avem și The Who. Care OMS-ul în engleză este The Who. Ce e mai creepy decât... În fine. Domnul Caramitru Andrei continuă. Deci, toate țările din lume, absolut toate, vor reduce drastic dreptul celor nevaccinați de a se preumbla, așa cum au ei chef, și de a infecta populația pentru că sunt un pericol public la nivel global. Nevaccinații. Vaccinații sunt. Vaccinații nu sunt un pericol. Nu transmit, nevaccinații transmit virusul. În fine. Deci, dacă voi, ăștia antivax, cei dintre voi care veți supraviețui până la anul, credeți că cumva, prin miracol, veți putea voi, doar urlând la vuvuzelele în spatele lui Șoșoacă, să vă opuneți tuturor guvernelor din lume, tuturor medicilor și oamenilor de știință, tuturor firmelor din lumea asta, vă urez un mare succes în a trăi singuri și infectați în pădure undeva pentru tot restul vieții. Domnul continuă din prea plinul inimii lui cu un PS în care spune așa: eu, fiind un om bun, aș fi de acord ca guvernele să subvenționeze corturi și supa zilnică din pădure, totuși că buruienile nu prea sunt hrănitoare deloc. Eu mor pe oamenii ăștia care încearcă să mă facă să cred că ei vor avea grijă de mine. Și domnule, îmi spun că dacă te-ai vaccinat, dacă... Băi, eu am grijă de tine și numai așa îți va fi bine, cum îți spun. Păi, eu nu cred treaba asta, adică n-a venit nimeni, e Mesia pe pământ să aibă grijă de mine. Am eu grijă de mine. În ce fel și cum este problema mea și nu interesează pe altul. Știi, există această luptă pe anumite locuri pe planetă și în state mai nou, văd pro-avort.
sau anti-avort, știi? Da, am văzut statea aia Polonia, cu scandalul și cu Texas. Acolo cu... este, mă rog, în afară de vârsta fătului din burtă, da? Care este discutabilă, încercă să o discute, există acest slogan, My Body, My Choice. My Choice, da. Aici este My Body, Your Choice. Your Choice, da. Da, nu, deci toți ăștia care au venit așa pe planetă, pe aici, Andrei Caramitru, așa, vine el să-mi spună mie cum e bine. El să stea la el acolo cum e lui bine și să-i lase pe alții să trăiască așa în mizeria lor cum vor ei să trăiască, că e ok. Măi, tu mai știi Poiana lui Ocan? Bă, da, asta știu că era un grup de Facebook, de WhatsApp, de Facebook, era un grup de WhatsApp la un anumit partid. Bă, întotdeauna ăștia care aveau opinii proaste și aiurea erau înlăturați în genul de la masă, la o masă în care se beau, dacă unul bate câmpii este marginalizat. Acum nu se mai întâmplă așa. Acum, nu știu, vreau să mă uit, stai puțin. Am ajuns să-l caut pe băiatul ăsta. Trebuie să-l chemăm o dată aici să ne distrăm un pic. Deci are 60.000 de followeri. 60.000 Cine? De oameni, acest Caramitru. A. Deci acest Caramitru, 60.000 de oameni se uită în gura lui. Foarte incredibil. Bine, sunt 60.000 de oameni care l-au ascultat. Nu e absolut nicio problemă. Îl citesc 60.000 de oameni. Bravo lor. E dreptul lor. Nu... Măi, genul ăsta... Problema e când se bagă asta, peste mine. Genul ăsta de discurs are două probleme. Genul ăsta de discurs are... Odată, da, se bagă spre tine, asta e a treia. Dar are... E făcut să învrăjbească da. Lumea. Ceea ce este absolut... neproductiv și toxic. Doi la mână să țină această stare de tensiune care este total neproductivă. Adică nu rezolvi nimic, nu-i convins pe oameni să se vaccineze. Nu... Și băi, mai este această întrebare care mă animă. De ce România mai mult decât celelalte state are această rată mică de vaccinare totuși? Bă, asta nu știu. N-aș putea să spun. Știu, am văzut noi cu bulgarii, bacă suntem ortodoxi, bacă suntem creștini, bacă suntem nu știu ce, bacă ne ducem prea mult la biserică, bacă, nu știu, tot felul de... Bă, nu știu de ce e rata mică. Pupăm moște. Probabil că al de oameni de ăștia ca Andrei Caramitru care învrăjbesc așa, lumea la un moment dat devine... nu știu, au ceva, nu știu, chiar nu știu să spun de ce sunt așa puțin vaccinați. N-are legătură cu, am văzut ce, bine, o mare autoritate care am intrat în țara asta. Ce vreau să zic? Măi, ce încerc să-ți explic este că noi avem, ăștia mai trecuți un pic, avem această experiență, da? Trust the science, cum se spune acum, trust the science neapărat, mai avem, noi avem această experiență cu Elena Ceaușescu. Dacă mă întreb pe mine, prin ce aberație în acest manual al întâmplărilor... Avea o de-asta de doctorat în celuloză sau ceva. Nu, da, academician, știi? Da. Pur și simplu să pui un personaj absolut toxic în fruntea unei ierarhii științifice, ai viciat cu totul, tot ce s-a făcut bun până atunci, vreodată. Oamenii ăștia sunt fix din aceeași categorie. Noi având cumva exercițiul, noi ăștia mai trecuți peste o vârstă, având exercițiul lui Elena Ceaușescu, suntem cumva vaccinați. Nu știu, ăștia mai mici și mai slab de înger care citesc asta și se revoltă și, mă rog, te trezești cu ei în cap. Eu acum că l-aș citi pe Caramitru, cu siguranță nu m-aș duce să mă vaccinez. Adică dacă el e autoritate. Bașca trezește. Adică cine mi-a zis, Caramitru sau Prelipceanu, că tot erau cu... Păi dacă îmi zice ăla, nu mă, eu fug. Adică chiar fug de vaccin, dacă ei sunt cei care trebuie să-mi spună că trebuie să mă vaccinez, că așa e bine. Lasă-i pe alții să-mi povestească despre treaba asta. Acum să-mi fie cu păcat. Cu tatăl lui Andrei Caramitru. Fac și-o de-aia. Era vaccinat? Ne uite că nu știu asta. Nici eu nu știu, da. Mă rog, bănuiesc că nici treaba mea și oricum nu mai contează. Nu mai contează și nici a mea, dar de ce să-l iau eu pe Caramitru? Ai văzut filmul Colectiv?
Nu. De ce? Pentru că odată pentru că nu-mi place Tolontan. Absolut deloc. Și pentru că am trăit filmul, să zicem, live. Să zicem. Și prefer să rămân cu ce știu că s-a întâmplat decât să mă uit la filmul ăla. Nu l-am văzut. Probabil că o să-l văd la un moment dat, dar nu acum. Nu l-am văzut. Nici eu nu l-am văzut, dar am o problemă cu el. Sunt foarte bucuros că am avut un film care a fost nominalizat. Finally, da. Mi s-a întâmplat și asta. Avem filme bune care ar fi meritat să fie acolo. Însă, lasă că nu ne place Tolontan. Problema mea acolo este Vlad Voiculescu. Dacă mă întreb pe mine, este o ticăloșie absolută ca tu, Vlad Voiculescu, să te agăți de drama asta, să te pui ca pilon principal în acel film și să-ți faci o imagine pe el. Mi se pare de o ticăloșie fără margini. Plus, am trăit împreună momentele alea total neplăcute din viața noastră cu colectiv și mi se pare o lipsă totală de respect față de victimă. Este ca și cum, că văd că se întâmplă în state, există acest trend, femei care s-a în mișcarea aia MeToo, da? MeToo, da. E plin de impostoare. Tu, femeie, când te duci și îl reclam pe unul că te-a violat și lucrul ăsta nu s-a întâmplat, practic nu ai nici cel mai mic respect. Plus că s-a mai întâmplat așa cu vreo 50 de ani. Pentru suferința unei victime reale. Da. Știi? N-ai nici cel mai mic respect pentru victima aia, care e tot femeie și așa mai departe. Exact așa mi se pare că s-a întâmplat așa acum. Da. Da, nu știu. Deci nu l-am văzut. Da, e o impostură să vii să faci... Mai ales că ai fost și ministru al sănătății și ai fi putut, dacă tot ți-a părut atât de rău de oamenii ăia, să faci ceva. Da, 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 acest mesia. Hai să lăsăm vrăjeală că nu s-a... Și n-ai făcut. Că n-ai putut, că nu ești din filmul ăla. Băi, da, a scăzut foarte tare nivelul... intelectual, în primul rând, al clasei politice, am constatat asta. Băi, te uiți la nivel de discursuri. Vorbeam cu mă contraziceam cu domnul Iernu, îl completam. Zice, băi, mare diferență între Câțu și Adrian Stase, dar ia orice politician de acum, da, și vezi discursul, și vezi discursul politicienilor din perioada interbelică. Băi, este cu totul, cum să spun, frazarea, textul, cuvintele folosite, fac dovada unui tip de bogăție intelectuală, spirituală, făceau dovada. Acum nu mai este așa. Acum este cu bapa mătii, avem o putere clădită pe PSD. Pentru că era altă cultură. Oamenii aia care au venit după 90, indiferent cum s-au numit partidele alea, oamenii aia care au venit atunci și au înființat partidele politice și așa, bă, aveau un background. Aveau ceva în spate. Coposul. Avea o istorie în spate. Rațiu, trăise pe afară, în Anglia, omul cu papion, exercițiu democratic, omul cu papion venise frumos, arăta într-un fel. Câmpeanu, la fel, chiar și Iliescu. Bă, totuși, ăla a condus ceva, știa cu ce se mănâncă politica, știa cum se negociază. A trăit el, a fost treaba lui să fie sănătos. La fel și ceilalți. Oamenii aveau ceva în spate, aveau o școală politică. Bună, proastă, nu știu, dar aveau o școală politică, au condus ceva. Ăștia acum n-au nimic. De unde să aibă? Adică toți au făcut Academia Națională de Informații. Dacă iei CV-urile tuturor ăstora care ne conduc, eu zic că nu m-am uitat pe toate, că nici n-ai cum. Dar eu cred că în proporție de 90%
toți au trecut pe la Academia. Foarte bine. Eu ieșeai o școală, nu zice nimeni că nu e bună, că e proastă. Bă, da, deja e prea mult. S-ar putea să fie profesorii mai pregătiți. Iar în rest, clasa politică. Clasa politică ne reprezintă. Noi îi scoatem. Noi băi, ne nu ducem... ne reprezintă pe toți. Da. Ei reprezintă 30% care au votat. Restul de 70% nu mai sunt reprezentați de nimeni. Și uite, ăia nevaccinați. Și cei 70% sunt reprezentați de această clasă politică. Atât a emanat. De ce cei 70% care n-au votat n-au emanat altceva din rândul lor? Asta a ieșit. Da, că... vedem ce urmează să întâmple. Băi, treaba este și ce mi se pare trist și îngrijorător. Mi se pare... băi, mai ții minte începutul anilor 90, da? Okay. Eram unii cu Iliescu. Da. Da, majoritari. Majoritari. Și alții 80 eram cu... 80%, 90%. 80-90%, da, aveau scuza majorității. Da, 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 da. Așa și mai era acea minoritate care zicea, frate, fără comuniști, fără Iliescu, fără așa. Acum ne dușmănim mult mai tare decât atunci. Băi, da, intensitatea cu care ne duci, adică mie mi s-a părut atunci aberant că au fost divorțuri în familii pentru că unii erau cu Iliescu și nu. Da, dar atunci ne dușmăneam noi, ca acum cu vaccinul și vaccinistul și antivaccinistul. Dar ei, Câmpeanu, Coposul, bă, discursul lor când vorbeau unul cu celălalt era civilizat. Era frumos, era elegant, aveau cuvintele la ei. Restul familiile, da, ăia, de ce ești cederist sau ce era pe vremea aia, numai? PNC cedist, fedesenist. N-ai mâncat salam cu soia. N-ai mâncat salam cu soia, care acum ai pe toate drumurile și e și scump. Da, da, da. Sunt convins că Iliescu a mâncat mult salam cu soia în anii 80. O fi mâncat și el, pe la Iași, pe acolo. Da, la Moscova, pe acolo. Pe la Moscova, da. Băi, bă, mersi că ai venit și aștept să ne mai vedem. Bă, mersi și eu de invitație. Și mi-e dor să ne vedem în Cârciu, mi-e dor să mă uită Dumnezeu până acolo și să plec clătinându-mă cu taxiul. Să dea ăștia drumul și ne vedem și bem o bere. Stau în centru, în centru avantajul este că nu plătești, nu plătești taxiul la întoarcere, dar există și un dezavantaj, există o... Am una, pe promenadă e frumos tot. Pe Victoria acolo. Da, e foarte mult praf. Aia. Și foarte mult zgomot. Poluarea fonică peste o vârstă afectează psihicul și... da. Una e să-mi dau eu căștile tare sau boxele și alta e să încasez vibe-ul străzii. E foarte interesant vibe-ul străzii. Când se blochează calea Victoriei, se întâmplă să aud copii. Păi, când auzi așa în background niște copii care... Ai avut acum weekend-urile blocate, da, pe weekend-urile calea Victoriei, blocate, exact jucau, atunci, da. Jucau ăștia basket pe acolo. Nu era uite, nici o praf, foarte frumoasă. Nici poluare, da, pe fusola orar, pe fusola orar, pe intervalul ăla orar și mă auzeam copii jucându-se. E atât de plăcut și de liniște la urechi. Îmi place să cred că o să mai aud de asta în continuare. Apropo cu asta, copii, bă, tu îți dai seama că după 30 și ceva de ani ăștia acum s-au gândit ei să dea drumul în weekend și în afara orelor de școală la curțile școlilor să se joace copii? Bă, după 30 nu știam ce... asta. Bă, deci ăștia nu sunt sănătoși la cap. Deci noi mergeam în cuș, băteam mingile alea, vai de mama noastră, și ajungeam acasă când ajungeam, cu țipete și urlături și cu șuturi în fund. Și ăștia acum s-au gândit aici, domne, dăm drumul la curțile școlilor să vină copiii să joace un fotbal, un basket, să alerge pe acolo, să jupă genunchi. După 30 de ani. Nu suntem sănătoși la cap. Maidanul e foarte important pentru copii. Da. Te învață multe, Maidan. Maidan te învață multe, da. Că înveți și de la premiantul clasei, înveți și de la golanul. Da, și înveți să știi cum să te comporți între golanii aia, să nu-ți iei vreun șut în fund cândva, când treci pe lângă el. Și bullying-ul e foarte important. Există această campanie care mă... Da, bullying-ul era și pe vremea noastră. Da, este din totdeauna. Da. Băi, n-aveam un Mike Tyson fără bullying și n-aveam performanță fără bullying. Acum să erigizează toată lumea în victimă și mamă... Dar ăștia s-au născut victime. Nu, toți s-au născut victime. Mă duc la școală că mi-a zis ăla, nu știu, ok mă, ți-a zis ceva, ai tot felul, spune și tu, a bun, nu te iei la bătaie, ok, da, bă, îi spui ceva, te duci la doamna învățătoare, la domn profesor, la, ai metode, da, și m-am venit, am făcut ăla, ochelar cu patru ochi, așa, și ce ți-a făcut? Nu, că sunt sensibil, trebuie să ajung la psiholog. Bine, mă, ce era pe vremea noastră,
atâta bullying, mai rău ca acum. Eu știu că mi-am luat-o când eram mic și când am ajuns acasă mi-am mai dat și taică-mi nu știu în cur. Da, bă, de ce nu te-ai descurcat? Bă. Plus că pe vremea noastră cu bullying-ul nu te filma nimeni pe Facebook, adică acum chiar știi că se întâmplă bullying. Pe vremea noastră nu știi decât dacă ajungeai acasă și îi spuneai părintelui că te-a bătut cineva sau te-a făcut unul mișto de tine. Tu îți dai seama că noi doi acum suntem ca moșii din Muppets, da, nu? Da. Stăm la balcon acolo. Bă, ce ați făcut, mă, cu planeta noastră, cu lumea noastră? Că noi eram bine cum eram și eram din ce în ce mai bine. Da. Și uite, am făcut și copii și ne-am și dezvoltat și ne-am făcut și familie și venim, da, mă, să ne strică, da, eu vreau viața să rămân, și cârciuma. Și eu vreau să rămân bine așa, mă, nu mă interesează pe mine de ăla ce fără Andrei Caramit. Să fie la el acolo. Da. Și să fie iubit. Versus sunt conflictual, compulsiv și una din plăcerile cu care mi-e dor de cârcium este că mă duc acolo să mă contrazic cu oameni. De-aia mă duc. Da. Beau și... Da, da, una, mă contrazic, fac un schimb de idei. Dar nu mă înjur cu ăla că eu sunt anti-bicicletă și vreau să merg pe trotinetă. Asta e demență. Am prieteni care au ajuns în situația asta și mă enervează. Doamne, deci nu mai pot să discut. Nu mai pot să discut. E super îngrijorător. Mă uitam la asta cu prietenii, cu că nu mai pot să discut. Citisem la un dat, nu știu, un fel de direcția de sănătate publică din Anglia. Făcuse public un raport la ei pe site acolo și scriau ăia, dădeau niște cifre, câți vaccinați au ajuns în spital, câți nevaccinați au ajuns în spital, câți dintre ei au murit, câți dintre ei nu știu ce. Și îi arătam, îi dădusem să citească, că ce dă, bă, și mie să citești, da. Și zice, bă, nu e adevărat ce scrie aici. De ce, mă, nu e adevărat? Pentru că știu eu că Institutul lor de Sănătate Publică se numește altfel, nu cum scrie aici pe hârtie. Și cine a trimis clickul ăsta face fake news și a pus-o un punct în plus la numele de pe www.com. Ei, bă, băiatule, dacă și aici am ajuns, n-avem ce să mai discutăm, că n-ai cum. Auzi tot soiul de aberații. Da, știu. Dar nici n-ai cum, n-ai ce să porți o discuție nici măcar în contradictoriu, că n-ai cum. De ce mi-a plăcut asta, Times New Roman? Moaștele Sfântei Paraschive au fost înscrise în PNL ca să fie voie la înghesuială. Mersi că ai venit, Alex. Mersi și eu. Mi-a fost dor de tine. Mersi și eu. Profit de emisiunea asta, văd că dacă nu ne mai vedem pe cărci, mai chem rămâi. Mai chem cât un prieten pe aici. Da, hai să mai stăm de vorbă. Da. Hai, bem o cafea. Trebuie să ne facem, să ne refacem necesarul de nicotină. La revedere.